Hristos a înviat, dragii noștri telespectatori, privitori, vă spunem și în această duminică, a treia după Sfintele Paști, Duminica Mironosițelor. Am petrecut, iată, praznicul învierii Mântuitorului Iisus Hristos. În cadrul emisiunii noastre, Cuvântul care zidește, am avut cuvânt de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan. A mai trecut și duminica numită Atomii sau Paștile Mici și de această dată ne reîntâlnim cu un invitat, așa după cum dumneavoastră v-ați obișnuit duminică seara. Invitatul nostru din această duminică este Preacucernicul Părinte, lector universitar dr. Iosif Stancovici, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Timișoara și preot paroh la Biserica Ortodoxă Sârbă din Becșcherecul Mic. Preacucernice Părinte Profesor, mulțumim că ați acceptat să fiți în această seară împreună cu noi, să mai aflăm câte ceva din semnificațiile deosebite ale Evangheliei de astăzi, care este de la Evanghelistul Marcu. Adevărat am înviat, vă mulțumesc pentru invitație. Și mă bucur să fiu din nou aici pe platou alături dumneavoastră. Numai puțin noi, Părinte Profesor, vă invităm să trecem direct la subiectul care este, iată, și pe burtiera emisiunii în acest moment. I-am zis popas duhovnicesc în Duminica Mironosițelor. Vă invităm să ne descoperiți câteva mângâieri duhovnicești în acest popas pe care îl petrecem acum împreună. În primul rând, aș vrea să subliniez ceea ce și Sfântul Nicolae Velimirovici afirmă despre această pericopă evanghelică deosebită după Sfintele Paști, și anume că oamenii care își iubesc pe cei vii se pot considera chiar egoiști uneori, dar oamenii care iubesc pe cei care au murit sunt mai deosebiți, în sensul că sunt mai altruiști. Pentru că de la ceilalți care sunt în viață ne putem aștepta la o răsplată. În schimb, de la cei care au murit, nu avem speranțe că vom primi ceva înapoi. De aceea, dragostea pentru morți este cu totul deosebită. De aceea și pericopa aceasta evanghelică și altele asemănătoare ne vorbesc despre dragostea pentru cei care ne-au părăsit. Ori de câte ori noi îngropăm pe cineva drag, un prieten, un rudă, un cunoscut, sau mai ales când o mamă își îngroapă fii, de fapt și sufletul ei devine un mormânt. Pentru că mama își cheamă copiii la viață, își dorește să-i învie. Este această dorință permanenta noastră. De fapt, când cineva dintre noi ne părăsește, noi ne-am dorit să-l readucem la viață, de aceea noi și vizităm cimitirele. Din dragostea aceasta, am putea spune, puțin zis altruistă. Și oamenii dragi și cei pe care îi îngropăm, din atâtea categorii, cum a zis dumneavoastră, ei trăiesc, în primul rând, și în noi înșine, și prin noi, prin memoria pe care le purtăm noi, până la urmă. Într-adevăr, noțiunea de înviere este foarte complexă, foarte complexă. Cred că și imaginea mormântului gol
așa cum am amintit mai înainte, ne poate releva, ne poate descoperi anumite detalii, amănunte interesante despre planul lui Dumnezeu. A trebuit ca Hristos să vină pe pământ, să pătimească, să moară, pentru ca apoi pe noi să ne îmbrățișeze în mormântul său gol. Adică noi, de fapt, intrăm în... avem această comuniune cu Hristos prin, în mormântul gol, adică ne îmbrățișează. Dragostea pe care milostile femei o demonstrează în această pericopă evanghelică, tocmai aceasta, aceasta este și una dintre marile, zicem așa, detalii mai deosebite, minunate, putem să spunem, că au mers cu miruri scumpe să lungă pe cel care nu mai era acolo. Și facem aici o legătură cu Matei, capitolul 26, când a fost uns cu, cu mir foarte mare, de mare preț, foarte scump, dintr-un vas de alavastru, și a spus că acel mir care s-a folosit pentru mormântarea sa, nu mai a fost necesar ca apoi mironosele femei să vină și să ungă trupul Mântuitorului care deja era înviat. Deja avem explicații în sine pentru pericopele sau textele anterioare, în felul acesta. Se completează reciproc. Pentru că ucenicii Domnului și cei care l-au urmat nu au înțeles. Și aici este și o altă temă interesantă, tema neînțelegerii. Pentru că în clipele acelea, când Hristos le-a vorbit și avem, numai la Marcu, în Evanghelia pe Marcu, avem trei prevestiri sau chiar patru prevestiri ale pătimirii și ale morții și ale învierii Mântuitorului. Și mereu autorul, evanghelistul, este atent să completeze, ei nu au putut înțelege. Nu li s-a dat să înțeleagă. De aceea, miroțele femei, când merg cu mirul la mormântul sfânt, nu îl vor unge pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, ci ele vor fi unse de Hristos cu mirul de și mai mare preț, mirul, zicem, duhovnicesc, mirul învierii. Și vor fi umplute sufletele lor cu acest mir de viață dător și ele se vor transforma și mai mult în felul acesta. Aceasta este minunia mormântului gol în cazul de față. Da, văd că Sfinția voastră ați venit pregătit și pentru că predați, mai ales că predați disciplină biblică la facultatea noastră de teologie, dar văd că și aveți pe pupitrul acesta, aveți și Sfânta Scriptură în limba română, în limba greacă, mi se pare, și sunt curios și nu doar curios, doar pentru faptul în sine, dar sunt interesat de eventualele semnificații mai deosebite pe care ne le puteți spune, pornind, părinte profesor, de la textul, chiar de la textul în sine al Evangheliei ce s-a citit azi dimineață la Sfânta Liturghie. Iată, textul începe cu, ca o completare, tradiția noastră bisericească ne spune că pe lângă cele două mironosițe femei care au venit în mormântul Domnului și apoi apare la versetul 9 din capitolul 16 și Maria Magdalena, care este cea mai cunoscută dintre femeile mironosițe, și alte încă cinci mironosițe femei. Le-aș expune așa pe scurt. Sunt patru Marii. În primul rând, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Iosi, Maria, mama lui Cleopa, soția lui Cleopa, Maria, sora lui Lazar și a Martei, și apoi avem alte patru mironosițe femei care poartă nume diferite. Marta, în primul rând, care era sora lui Lazar, așa, Salomi sau Salomeia, Susana, este așa Susana, și Ioana, fiica lui Uzi. Deci ele sunt menționate în diferite pericope, evanghelii. Nu toate la un loc. Deci, nu toate într-o singură evanghelie. Nu toate într-o singură evanghelie. Deci cam câte ar fi fost? Se poate estima cam câte au fost ele când au venit la mormântul lui Iisus? Pe rând, toate la un loc nu știm să fi mers, dar diferite pericope evanghelice ne amintesc fragmentar vizitele lor la mormântul Domnului. Pentru că datina, obiceiul iudaic era ca trei zile cel care a murit să fie uns cu miruri. Aici vedem această respectare acestui obicei vechi la iudei. Și dragostea foarte mare, putem spune chiar neobișnuită, pentru că toți ucenicii Domnului, apostolii, și aici este și un joc de imagini, de idei, pentru că vedem mironosele femei se întreabă, cineva dau la o parte piatra care era mare de la intrarea în mormânt, și vedem îngerul Domnului care se așează pe piatră,
Și auzim apoi mai târziu, se pomenește și Petru, care în limba latină, Petrus înseamnă piatră, și vedem piatra, pentru că Sfântul Apostol Petru, deși are un nume plin de semnificație, el încă nu a devenit piatra credinței. Mai este nevoie, îngerul te trimite, le mandatează pe femei să meargă la Petru, să-l anunțe, pentru ca el să devină cu adevărat piatra de temelie a bisericii, a credinței. Deci au mers, părinte profesor, toate aceste femei pe care le numere Sfânta Scriptură, au mers cu miruri, nu? Să ungă trupul lui Iisus. Ne spune Evanghelia că au mers dimineață sau la răsăritul soarelui sau în zori sau... Expresia este foarte interesantă, este unul dintre argumentele pentru care noi, Biserica Ortodoxă și nu numai așa de biserici tradiționale, respectăm duminica, prima zi a săptămânii, pentru că în text se spune că după ziua sâmbătei mâine. După ce a trecut sâmbătă. După ce a trecut sâmbătă, este această expresie, sabaton. Deci după sabaton, scrie și în text, și ne amintește clar că el a venit după șabat, deci după încheierea, după cea de-a șaptea zi, ziua odihnei acolo. Însă interesant este faptul că pe lângă mironosițe, cele care poartă numele, titlul acesta mironosițe, nu este referă doar la cele 8 femei amintite în Evanghelie, ci mironosițe, sigur, în text în greacă, se poate folosi are și versiunea masculină. Și printre aceștia se numără și sfinții Iosif și Nicodim. Așa că grupul acesta este mai larg un pic. Deci pentru că cele 8 mai sunt și cele 2 figuri, ale lui Iosif și ale lui Nicodim, care sunt și... Deși termenul este doar la feminin. Doar la feminin, în limba noastră. Da. Da, interesant. Și ei fac parte din grupul mironosițelor, acestor persoane care au venit să vadă trupul lui Iisus în zorii celei din tâi zi a săptămânii. Giulgiul în care a fost înfășurat Mântuitorul Hristos este de fapt tot o imagine, o preînchipuire a învierii de obște, pentru că giulgiul simbolizează trupul cel nou în care noi, curat, deosebit. Aici este atât de adâncă și profundă, nu doar Evanghelia după Marcu, ci celelalte, desigur, pentru că atingem subiectul acesta nou, oarecum comun astăzi, al învierii. Am fost surprins când am cercetat, pregătindu-mă pentru misiune, să aflu care a fost concepția oamenilor vechi despre înviere. Și am văzut că Evanghelia realmente vine cu mesaj cu totul nou, învierea, cu trupul. Deși sunt ecouri și în Vechiul Testament, dacă începem să zicem cu alte popoare, ele nu prea vorbesc despre învierea cu trupul. Vorbesc despre, sunt 3 tipuri de înviere, Anastasis, apare termenul acesta în greacă. Avem în Vechiul Testament, de exemplu la Ezechiel, capitolul 37, sau la Osea, capitolul 6. Oare aveți însemnat să citiți chiar... Chiar de la Osea v-aș citi, pentru că este un text despre învierea de obște, nu, despre învierea ca și perpetuare a conștiinței comune, adică poporul, a colectivității, comemorarea comunității mai mult. Iată cum ce scrie aici, în Osea, capitolul 6, spune așa, profetul Osea: veniți să ne întoarcem către Domnul, căci numai El, după ce ne-a rănit, ne tămăduiește, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre. Și după 2 zile, din nou, ne va da viață, iar în ziua a treia ne va ridica iarăși și vom trăi în fața Lui. Să-L cunoaștem, să ne sărguim, să cunoaștem cine este Domnul. Venirea Lui este sigură, ca ivirea zorilor, că El va veni la noi ca o ploaie timpurie și ca o ploaie târzie care adapă pământul. Avem atunci un text în care se vorbește se consideră acest text de către specialiști ca o comemorare a comunității, care dăinuie este mai mult o înviere colectivă. Aceeași idee o vedem asemănătoare și la Ezechiel, capitolul 37, foarte cunoscut acest text, cu învierea de obște, osemintele, casa lui Israel restaurată și așa mai departe. Apoi un alt fel de înviere, foarte răspândit în textele sapiențiale mai ales, este învierea cu sufletul. Adică sufletul după moarte va merge într-un loc numit Sheol,
imaginea show-ului, indiferent dacă este bun sau rău. Deci nu este aici o legătură, oricât de mult s-a străduit oamenii pe pământ să trăiască după legea lui Dumnezeu, toți merg în șeol. Ori cartea Proverbelor vine cu o speranță nouă și anume, dacă oamenii vor trăi moral, atunci vor avea o viață, sufletul lor va trăi într-un tărâm al fericirii. Și apoi conceptul despre înviere evoluează. Deja în perioada, să spunem așa, așa numită intertestamentar, deși nu este chiar potrivit acest termen, perioada care desparte sau ne apropie cumva zorii, zicem, epocii Noului Testament, zorii zilele în care a trăit Mântuitorul, cam cu un secol înainte sau două de nașterea Mântuitorului, apare această nouă viziune despre înviere, și anume învierea cu trupul. Și ce este foarte neobișnuit, acest termen, învierea cu trupul, poate să fie o expresie pleonastică. Și ea este în sine învierea, presupune și dăinuirea, viața care continuă și cu sufletul, dar și în trup, un trup nou. Și de aceea textul acesta de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu poartă oarecum și pecetea sau poate chiar influența unor cărți din Vechiul Testament într-o oarecare măsură sau chiar o măsură deosebită, chiar cartea profetului Daniel, unde vedem foarte multe paralisme între felul cum se comportă sau atitudinea profetului Daniel și ceea ce vedem în cazul milostivei femei. Acțiuni foarte similare. De exemplu, chiar îngerul care apare, acest misterios om, cum este numit în texte, și ne identificăm cu îngerul Domnului, cine este de fapt acest înger? Și vedem și aflăm în Daniel. Chiar în Daniel putem citi, putem, dacă îmi permiteți. Da. Cine este? Cine este acest înger? Așa. Iată, luăm capitolul 10, de fapt secțiunea 10-12 din cartea profetului Daniel are foarte multe elemente în comun cu chiar finalul, epilogul cărții Evangheliei după Marcu. Spune așa, citesc versetul 5 de la capitolul 10. Și mi-am ridicat ochii mei și iată un om îmbrăcat în veșminte de in, iar coapsele lui încinse cu aur curat și de preț. Trupul lui ca și hrisolitul și fața lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flăcările de foc, brațele și picioarele lui străluceau ca arama lustruită și sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei mulțimi. Și am văzut, numai eu, Daniel, vedenie, iar oamenii care erau cu mine nu au văzut vedenia, și acum mai departe spune așa, ci o mare spaimă a căzut peste ei și au fugit să se ascundă. Deci înțelegem și reacția mironoselor femei. Ar trebui acum să suntem datori să citim și textul similar legat de apariția îngerului și iată ce spune aici la Marcu, capitolul 16. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat, ca și profetul Daniel și ca și oamenii care au acolo prezenți, deși nu l-au văzut pe înger. Iar el i-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus, Nazarenianul cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Vedeți aici această expresie, a înviat, nu mai este aici, este cea mai importantă veste pe care care s-a dat în istorie. Din istoria omenirii. A înviat nu mai este aici, mormântul este gol. Pentru că spune Eclesiastul, Cohelet, spune că nimic nou nu este sub soare. Toate trec, toate vechi, toate așa. În schimb, un singur lucru este nou sub soare, învierea Domnului. Așa este. Și ca să nu o înțelegem doar ca o expresie omiletică, ea este o noutate. Pentru că tot în cartea lui Daniel, capitolul 12, ni se spune de învierea de obște. Și o să încerc să explic de ce sau cum văd anumiți studioși bibliști noutatea învierii Mântuitorului în lumina acestor texte. Iată ce spune aici. Și în vremea aceea, spune Daniel profetul la ultimul capitol, 12 din cartea sa, și în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocrotește pe fiii poporului tău și va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până în vremea de acum. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte și mulți dintre cei care dorm în țărna pământului se vor scula, unii la viața veșnică, iar alții spre ocară și rușine veșnică. Este o evoluție deja în teologia învierii aici
Și al treilea verset spune așa: și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor. Foarte frumoase aceste expresii, însă ce este neobișnuit aici este că Hristos Domnul învie mult înaintea învierii de obște. Este o excepție. Deci, Hristos învie mult înainte ca să ne anunțe nouă învierea de obște. Aceasta este, zicem, și noutatea și ceea ce este foarte specific și interesant și este unic în istoria literaturii universale. Este absolut nou. Această idee despre înviere cu trupul a Mântuitorului, care se petrece în istorie, într-un timp real. Și care anunță și anticipează învierea de obște. Așa este. V-aș propune, părinte profesor, pentru că timpul în general nu este de partea noastră, însă în emisiune cu atât mai mult, să ne întoarcem la Evanghelia cu Sfintele Femei Milonosițe de astăzi. Ce s-ar mai putea... Noi am omis să vorbim despre chiar începutul acestei pericope, care se află în capitolul anterior, la versetul 43, adică Marcu, capitolul 15, versetul 43, unde spune așa, iată că tot vorbim despre grupul mironosițelor și celor care poartă mir, în cazul de față Iosif din Arimateea, venind Iosif cel din Arimateea, svetnic ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iată o descriere atât de frumoasă, sumară, dar completă, putem spune, despre acest tainic ucenic al Mântuitorului. Și apoi versetul 44 a pus la încercare pe mulți exegeți. Iar Pilat s-a mirat că a și murit și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult. Pilat se miră. În textul grec avem verbul taumazo, a se mira, a se ului, era uluit. Nu obișnuit această reacție a lui Pilat. Ne întrebăm oare de ce Pilat s-a uluit când a aflat că Hristos a murit? Oare nu a fost supus unor suplicii? Sau nu era sigur că oricum va muri? Și atunci de ce s-a mirat? De ce asta s-a mirat? Asta interesant de răspuns. Hristos a fost supus unor grele suplicii. Era oarecum din perspectiva noastră ca și citori de așteptat să moară. De ce să fie uluit Pilat? Atunci există două explicații. Una care ne descrie caracterul lui Pilat deloc într-o lumină favorabilă, pentru că Pilat în cazul de față vorbește cu un cinism aparte, specific opresorului, ocupatorului. Pilat nu vrea, îl ia de îndrădere pe Sfântul Iosif din Arimateea. Iosif cel cu bun chip. Nu îl ascultă pe Iosif cel cu bun chip, pentru că preferă să primească un raport de la sutaș, sutașul roman. Nu primește din orgoliu, de la raportul unui iudeu, chiar dacă era un om de vază, respectat în societate, preferă ceea ce spune un centurion, care era, un comandant peste 100 de soldați. Pe de altă, oricum, poziția centurionului nu ar trebui să fie superioară în rang, în societate, cea pe care ocupă Iosif, care era și membru al Sinedrinului. Deci se vede disprețul pe care l-aveau romanii pentru iudei, ceea ce era răutate. A doua explicație ține chiar de supliciile în sine. Pilat de mai multe ori l-a verificat pe Hristos în timpul procesului, chiar și după ce a fost biciuit, l-a reîntâlnit de câteva ori și probabil că a făcut o evaluare și s-a aștepta ca cel care va fi executat, Hristos, să reziste la suplicii. Ori crucificarea era o metodă de tortură care tocmai aceasta și implica o moarte foarte lentă de durată. Adică cel care este executat își cam dorește moartea pe cruce. Moartea este lentă, nu poate muri ușor. Chinurile sunt cumplite, dar moartea survine chiar și după 2-3 zile. Chiar și după un durată de timp. Depinde, desigur, și de rezistența trupului. De rezistența trupului, fiecăruia. Numai ceea ce spun și unii medici care analizează aceste texte, este foarte greu pentru un om care s-a pus la suplicii să-și întrupă respirația. Ține de respirație. Oricât dacă acele chinuri nu sunt cu adevărat într-un totul mortale, ele oricum sunt mortale, dar moartea este astfel planificată încât să fie foarte lentă. Și crucea este o metodă de tortură cumplită, foarte cumplită.
Și Pilat probabil s-a mirat cum a reușit să-și controleze respirația și să nu mai respire și să moară așa de timpuriu. S-a așteptat ca agonia să fie mult mai lungă. Aflăm din aceste pasaje ale patimilor Mântuitorului că ceilalți doi au supraviețuit mai mult și s-au îndurat cumva soldații romani și le-au zdrobit florele picioarelor. În schimb, în cazul lui Hristos nu mai a fost necesar. Sutașul l-a constatat strupungându-l cu sulița că a murit și din trupul său a țâșnit sânge și apă, ceea ce arată... Și nemai zdrobindu-i lui Iisus fluierele picioarelor, ca să se împlinească o prorocie, practic, nu? Care apare în Vechiul Testament, pentru că dumneavoastră ați citit încă și alte pasaje din cărțile Vechiului Testament. Să revenim la pilda femeilor milonosițe, la pilda oamenilor care au alcătuit acest grup al oamenilor purtători de mir, dacă am putea spune, să includem și pe bărbați. Ultimul verset cu care se încheie această pericopă: și ieșind au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire și nimeni nu-i nimic ne-au spus, căci se temeau. E un text important și implic o atenție deosebită, pentru că oricine vede un înger, apariția unui înger, sigur că în mod sigur ar avea aceleași sentimente. Se tulbură. Întâlnirea cu un înger nu este obișnuită. Un eveniment obișnuit, cred cotidian. Că a fost prima dată și singura dată în viață când am întâlnit un înger la mormântul Domnului, același pe care l-am cunoscut și în cartea profetului Daniel. Și care, același înger care vedem alb, îmbrăcat în alb, în nin, strălucea puritate, emana. Nu era înspăimântător, dar prin felul său de a fi, sigur că tulbură pe cei care... Noi, dacă ne-am întâlnit cu un înger în acest moment, cu siguranță că am fi fost tulburați. Vedem și în cartea lui Tobit, de exemplu, chiar în capitolul 12, când bătrânul Tobit și Tobie fac cunoștință cu Azaria, adică cu îngerul Rafael, arhanghelul Rafael, care se descoperă, are loc angelofania, și când se descoperă, iau același sentiment de tulburare, de sens. Sunt niște verbe care le întâlnim, aceleași verbe în Vechiul Testament cu cele reacțiile apostolilor când îl văd pe Hristos, când se întâlnesc cu Hristos la arătările Mântuitorului sau în cazul de față cu acest înger. Noi, dacă am vedea un înger în acest moment, cu siguranță noi am cădea în genunchi, am plânge, ar fi lacrimi de bucurie, ceva deosebit. Dacă ni s-ar da și am merita acest lucru, sigur că ar fi pentru noi ceva deosebit. Să ne vedem, Părinte Profesor, Îngerul Păzitor, fiecare dintre noi, măcar o clipă. Ne-ar stârni multe în lacrimi. Viață, multe lacrimi. Da. Orice minune și icoană, când vedem înlăcrimată Maica Domnului, la fel vedem aceeași... Ne provoacă emoții și ne zdruncine conștiința, păcătoasă. Deși le-a provocat lor, oamenilor purtători de mir, le-a provocat și tulburare, dar și bucurie, pentru că au auzit această veste, nu? De la înger. Și citisem undeva foarte frumos, zicea un tâlcuitor al Scripturii că în mormântul lui Iisus se păstrase încă atunci când au venit aceștia și apoi Petru, încă din lumina lui Hristos, că altfel n-aveau cum să vadă giulgiurile care erau acolo puse lângă piatra de mormânt. Adică se mai păstrase din lumina aceasta, deși un mormânt sau o peșteră, să spunem așa, de obicei este întunecoasă, mai ales în zorii zilei, dacă nu totdeauna. Așa este, este chiar o constatare deosebită pe care ați făcut-o acum din iauri. Poate că are și legătură chiar cu lumina despre care Hristos le vorbește ucenicilor săi ca să meargă, să răspândească Evanghelia în lumii întregi, să-i boteze numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, așa foarte frumoasă și expresă de încheiere, chiar la Evanghelia după Matei. De asemenea, pe mine m-a mișcat foarte mult problema aceasta a neînțelegerii. Personajele, cei care toate aceste personalități, putem spune apostoli, mironosițe, nu pot să înțeleagă, să priceapă imediat ceea ce se întâmplă. Același lucru vedem și la Daniel, profetul. Și acolo avem aceleași detalii. Și la schimbarea la față, la fel, în capitolul 17 din Matei sau în capitolul
9, versetul, hai să și luăm din Matei, capitolul 9, foarte scurt, un verset, spune așa, după schimbarea la față, și coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul omului va învia din morți. Iată, un text care anticipă, anunță învierea Mântuitorului și nu este singurul. Sunt mai multe asemenea teme interesante aceasta a anticipării învierii și tot nu înțelegeau. Nu puteau înțelege cum va fi învierea, pentru că ei se așteptau ca Hristos să nu moară, ci să devină rege. Și în ciuda acestor repetate prevestiri, tot nu au putut înțelege. Și aici vedem și în cartea profetului Daniel aceleași simboluri, pentru că întreabă, nu înțelege profetul Daniel și atunci Dumnezeu îi cere Daniel să pecetluiască cartea și să nu se spună nimic până în momentul în care se vor împlini acele profeții. Pentru că ele sunt de neînțeles. Și pentru profeți chiar, ele înțeleg într-o măsură. Și pentru ucenicii Domnului. Și această neînțelegere și ea este chiar acompaniată și de faptul că atât profetul Daniel, cât și mironosițele femei rămân fără cuvinte. Nu mai pot spune nimic. Sunt câteva pasaje și în cartea lui Daniel și aici, tot așa, exact aceleași cuvinte, vedem reluate. Rămân fără cuvinte. Nu mai știu ce să spun în momentul acela. Rămân muți în momentul acela. Cum vedem și în cartea profetului Daniel și nu numai. Și toate aceste detalii, sigur că ne pun pe gânduri, pentru că de ce era nevoie ca aceste cuvinte, aceste taine să fie ascunse? De ce nu era mai bine sau mai simplu să fie descoperite oamenilor și oamenii să afle cât mai repede toate aceste lucruri? Ori eu cred că aici se ascunde chiar taina mormântului. Este aici o taină pe care Hristos a vrut să o realizeze și să împlinească această dragoste pe care o față de om. A fost nevoie să moară. A spus și Hristos ucenicilor săi în drum spre Emaus. A fost nevoie să împlinească aceste profeții, ca Mesia să sufere și să moară. Și în mormântul său, pentru că toți cei dragi ai noștri, noi plângem după ei și dorim în viață. Și noi plângem pe Hristos, dar și Hristos ne plânge pe noi. Și atunci întâlnirea în mormânt cu Mântuitorul cel înviat este certitudinea cea mai mare a învierii, a vieții de veci, care este împlinirea și sensul vieții noastre. În mormântul Domnului, mormântul care este gol, unde căutăm noi pe cel drag al nostru, o mamă care își plânge fiul, un frate care își plânge sora sau fratele și mai departe. Noi ne dorim, când plângem la mormânt, să-i revedem în viață. Dorința asta este foarte mare la noi. Dorim să-i revedem în viață, să-i îmbrățișăm. Și mănăstirile femei au venit acolo să-l plângă pe Mântuitorul care a făcut minuni. Au văzut minunile Mântuitorului, dar acum văd o minune și mai mare. Și pe lângă această minune și bucuria mare a mormântului gol, care la un moment dat, sigur că și cu tremură, pentru că și dacă li s-a și spus că va învia și tot n-au înțeles. Și tot n-au înțeles și n-au crezut în prima fază. Și nici n-au crezut. Dar este și problema credinței. Măcar că au văzut și tot nu au crezut întru totul, să zicem așa. Au avut o credință cu îndoieli. Pentru unii comentatori, este așa numită teorie că Evanghelia după Marcu se încheie chiar la capitolul 8. Și manuscrisele mai vechi ne indică, sunt diferențe. Manuscrisele nu corespund, pentru că versetele de la 9 la 20, care nu fac parte în această pericope evanghelică, nu sunt incluse în unele manuscrise vechi. Și unii cred că acest pasaj care urmează a fost adăugat mai târziu. Sunt polemici pe marginea acestui text, însă chiar și dacă am acceptat așa, că acest verset 8 să încheie practic această chiar Evanghelia, să fie o încheiere, este foarte interesant cum un text, adică efuvon togar, adică cum spune textul nostru, l-au găsit, deci nu l-au văzut pe nimeni decât pe Iisus, cel care era cu ei, cu mirosițele femei. Cum e posibil să se încheie așa într-o notă așa? Femeile mirosițe erau foarte mirate, erau într-adevăr, dar poate că în sensul aici avem influența cărții lui Daniel, care la fel are aceeași
Dar ce înseamnă versetul 8? Ce se spune la versetul 8? Că ați zis că s-ar încheia cu versetul 8. Ce dar s-ar spune acum? Deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Aceasta este... Nu, mă scuzați, aici este versetul 8, e în capitolul 16, și spune așa, și ieșind au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire și nimănui nimic n-au spus căci se temeau. Și se încheie cu cuvântul acesta, se temeau, cu teamă. Și pentru unii este o încheiere, un epilog brusc în cazul acesta. Însă, chiar și așa, dacă ar fi fost, noi avem această completare din cartea profetului Daniel, care la fel ne spune așa, și tu mergi spre sfârșitul tău și te odihnește și te vei scula ca să primești moștenirea ta în vremea cea de-apoi. Sigur, este o notă plină de speranță în cazul de față, însă ne vorbește și despre pecețile, iată, care fericit va fi cel care va aștepta și va ajunge la 1350 de zile. Sigur că se face referire la timpul venirii Mântuitorului. Poate și din această cauză cartea profetului Daniel a fost receptată de către evanghelistul Marcu ca un model pentru a interpreta și literar chiar pasajele din capitolul 9 despre durata de timp care desparte pe profetul Daniel de venirea Mântuitorului și învierea lui. Despre săptămânile acelea, 72 de săptămâni până la nașterea Mântuitorului și apoi săptămânile aici având sensul de decenii, în cazul de față, decenii și chiar secole, 690 de ani între Daniel și între Hristos. Și aici sunt o serie de simboluri, numere și acest lucru, deci Marcu practic preia mult din limbajul cărții după Daniel și se inspiră din această carte, chiar dacă nu vorbește despre numere, totuși aceste cuvinte denotă chiar o influență a acestei cărți. V-aș întreba, părinte profesor, pentru că există o asociere în popor, în limbajul obișnuit, există o asociere între un anumit tip de comportament și denumirea aceasta de mironosițe. Și acum, chiar în încheiere, nu știu exact cât timp mai avem, v-aș întreba care este sau care ar trebui, ce ar trebui noi, cum ar trebui să fie viețuirea noastră creștinească pentru a fi ca mironosițele din Sfânta Evanghelie, nu ca mironosițele la care se referă oamenii în general, etichetând diferite persoane. Deci cum am putea noi să copiem modelul acestor femei mironosițe pentru creșterea noastră duhovnicească? Ce am putea lua din pilda lor, a lor și a bărbaților deopotrivă? Deci, practic, a oamenilor purtători de mir, care cu multă dragoste au alergat aproape în dimineața zilei învierii, au alergat la mormânt să ungă trupul Mântuitorului. E o întrebare grea și o problemă grea în același timp, pentru că toți suntem responsabili să fim modeli unii pentru alții, să conștientizăm acest lucru. Așa cum părinții își iubesc copiii, așa cum frații se iubesc între ei sau ar trebui să iubească, așa și noi, colegii între colegi sau concetățenii, să fim pilde unii pentru alții. Dacă nu ne străduim și nu căutăm sau nu reflectăm asupra acestei îndatoriri, care ar trebui să fie însemnată în sufletul fiecărui om, atunci sigur că nu vom putea înțelege rolul mironosițelor. Și el este foarte important în ziua de astăzi și în biserică, în viața bisericească și în societate în general. Dar aceasta trebuie să fie, cum spune și textul evanghelic, o râvnă, să avem această râvnă, dragoste. Nu a fost ușor pentru femeile mironosițe să, chiar în ziua când se ascundeau apostolii, erau bărbați, erau ascunși, ele să meargă pe timp de ziua. Singura lor problemă a fost cineva de-a luat o par de piatră de la intrarea în mormânt. Nu s-au temut de soldați, de autorități și au mers cu cele mai scumpe miruri să-L ungă pe Mântuitorul Hristos. Și au găsit, spre bucuria lor și a noastră, mormântul gol și bucuria cea mai mare care poate fi. Nu mai contat nimic pentru dânsă. Răsplata a fost mare, enorm de mare. De aceea și oamenii, când văd, într-adevăr, viața mirosiților a fost ușoară. A fost și doliu, a fost și multă suferință, a fost și multă consternare, au fost și poate și clipe de îndoială.
Dar dragostea lor, pentru că nu și-au uitat învățătorul și făcătorul de minuni, care le-a, în fiecare zi, ori de câte ori l-au întâlnit, numai în prezența Mântuitorului le-a încălzit sufletele. Iar acum, cum să nu mai fie Hristos între noi? Asta era o dilemă mare. Dar pentru, din dragostea lor mare au mers cu curaj acolo și este un pildă de curaj pentru noi toți. De curaj, de a mărturisi pe Hristos. De curaj și de râvnă, cum ați zis mai înainte. De râvnă. Trebuie să avem această râvnă pentru Hristos. Și râvna va duce alte roade, alte câștiguri. Și prin cruce către înviere. Viața noastră să fie cruciformă. Asta este. Și cred că și chiar așa, poate aceasta este și taina crucii în cazul de față. Adică să căut prin cruce noi dobândim, fără, dacă n-ar fi fost Golgota și crucea, n-ar fi fost înviere. Drumul spre înviere trece prin cruce. Doar așa îl putem îmbrățișa pe Hristos, care, crucea este chiar o îmbrățișare, care este mereu, perpetu întinsă, vizibilă, pe care o vedem la fiecare colț și e bine că încă mai putem vedea cruci în orașele noastre, în satele noastre. Și pe umerii noștri. Și pe umerii noștri și în sufletele noastre. Și în sufletele noastre și rămânem, din păcate emisiunea a ajuns la sfârșit, astăzi puțin mai scurtă decât de obicei, din cauze independente de noi, rămânem să auzim și noi, să repetăm cuvintele care le-au produs deosebită bucurie sufletească femeilor mironosițe, bucurați-vă și nu vă temeți. Părinte profesor, vă mulțumim deosebit pentru prezența în emisiunea noastră, vă mai așteptăm și altă dată, vă zicem încă o dată Hristos a înviat. Adevărat a înviat, vă mulțumesc, voi reveni cu drag, ori de câte și ori. Vă mulțumim. Ocazia. Dragii noștri, telespectatori și privitori, încă o dată Hristos a înviat și săptămână binecuvântată. Doamne ajută!